Hei, vă salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă vă plac videoclipurile mele, nu uitați să te abonezi la canalul meu, să scrii cât mai multe comentarii, pentru că eu o să le apreciez cu un like. De asemenea, abonează-te la canalul meu dacă n-ai făcut-o. Vizionare plăcută! Bucătăria era atât de murdară, încât era chiar și neplăcut să stai acolo. Bărbații care au făcut din ea o mizerie păreau că nu observă dezastrul. Le era indiferent. Ei beau, râdeau și se gândeau doar la cine va merge să aducă următorul alcool. Ion, care a inițiat toată această petrecere, a arătat cel mai fericit. El zâmbea strâmb, semn că alcoolul îi ajunsese deja la cap. Cât de mult au băut, nimeni nu a numărat. Pe podea se adunase răsticle goale de bere ieftină. Pentru viitorul tată. A țipat chingiz. El și-a umplut un pahar cu bere și a ciocnit cu el. Acel pahar s-a spart. Lichidul spumos și urât mirositor s-a răspândit pe masă și apoi a început să curgă pe podea. Bărbaților le era indiferent. Ei râdeau ca niște cai, ignorând bătăile vecinilor. În curând vei fuci și la altar, a spus Ruslan. ce e asta? Bărbații nu merg la altar, ei se căsătoresc, a spus Kingis și a izbucnit în râs. De ce? A întrebat Ruslan, care părea să găsească afirmația foarte amuzantă. Ion doar a dat din numeri. El nu se aștepta la nicio nuntă. Înțelegea că va trebui să meargă la primărie în curând, deoarece logodnica lui avea să nască în curând. Da, nici măcar nu-i făcuse o cerere în căsătorie, atât de mult îi era teamă să cadă în acest capcan. Kingiz a scos cănile. Le-a pus pe masă și a turnat din nou bere. Dacă cineva străin ar fi intrat în apartament, probabil că l-ar fi vomat de la acest miros. Aici era deja greu chiar și să gândești. Ion s-a ridicat și a deschis ferestrele, așa că a fost mult mai ușor. Aerul proaspăt al primăverii timpurii s-a părut potrivit, ca și cum l-ar fi trezit. Ion a băut și el mult, dar încă își controla gândurile. Ei bine, totul, copilul se va naște, nu vei mai putea fugi la femei. Acum va trebui să lucrezi pentru el, dar ți-a inventat o capcană, a spus Chingis. Și în viața mea nu voi merge la primărie, căsătoria este doar benefică pentru femei, iar eu am adus o fată, să curețe și să gătească, va începe să se descurce. Să meargă în pădure, o altă voi aduce. Kingis a izbucnit din nou în râs. Când bea mult, îi era ușor să izbucnească în râs. Se pare că se credea un comediant de top. Kinji s-a ridicat, s-a apropiat de fereastră, s-a așezat pe pervaz, s-a sprijinit cu spatele de grila metalică. Poate că nu mai este prea târziu să fugi, Ion. Nu ești, de fapt, un laș, ea nici măcar nu te va înscrie în certificatul de naștere pentru a trage bani de la stat. Nici măcar nu va trebui să plătești pensie alimentară dacă vei fugi acum, i-a propus el. Ești un idiot, Kinji. O frumusețe ca Olga nu se găsește nici măcar cu lanternă. În general, mă mir cum s-a îndrăgostit de Ion al nostru, uită-te la el, ce are de câștigat dacă pleacă de la ea. Dacă aș fi întâlnit o astfel de femeie, m-aș fi ținut de ea cu mâinile și picioarele. Fața este frumoasă, figura este o bombă, da, chiar și însărcinată, arată incredibil, a spus Ruslan. Ion doar a dat din cap el credea și el că aspectul soției sale era unul dintre factori. De ce nu rupe relația? Ea era cu adevărat foarte frumoasă. O putea lip și pe coperta unui revistă. Dar aceasta era și cauza geloziei sale intense. Ion, în general, încerca să nu se implice în conversația prietenilor săi. Era timpul să se strângă acasă. Ion s-a ridicat și s-a clătinat ușor. Kingis, sărind de pe pervaz, l-a lovit cu mâna peste umăr, astfel încât să se așeze din nou. O băutură și acasă, a spus Kingis. A turnat din nou alcool și le-a prins tuturor celor trei țigări. Ceva era în aceste simple întâlniri. Ion se simțea aici la locul lui. De îndată ce va veni acasă, va trebui să joace din nou rolul de soț, viitor tată, bun angajat. Dar aici putea fi el însuși. Nimeni nu-l judeca aici. Ion s-a ridicat. Când și-a spălat paharul, a ieșit afară, a făcut un suspin adânc. Sunteți complet nebuni. Doamne, Kinji, în apartamentul tău e o asemenea groază, încât se simte pe tot holul, a auzit o voce din sus. Ferestrele de pe hol erau deschise, așa că tot ce se întâmpla înăuntru era perfect audibil din stradă. Așa că cheamă poliția, să ne lămurim. Eu trăiesc aici la fel ca și voi, așa că am dreptul să duc un stil de viață așa cum vreau, a răspuns Kingis, cu un ton tăios. A început o ceartă, iar Ion a fumat încă o țigară și apoi a urcat în mașină. Viziunea era puțin încețoșată, dar s-a concentrat și a condus liniștit spre casă. Nu-i păsa de pietoni, de alți șoferi. Singurul lucru de care se temea era să nu fie prins de poliție. Când Ion a ajuns la intrarea în blocul lui, concentrarea lui a scăzut brusc la zero. El abia nu a intrat în luxosul Land Cruiser, care strălucea pe locul de parcare. Ion a coborât din mașină, s-a clătinat puțin și a pornit spre intrare. A apărut, a spus o vecină bătrână. Toți îl condamnau pe Ion ori de câte ori avea ocazia. Cui îi place un om care, beat fiind, se urcă la volan. Iar pe deasupra, Ion, când bea, le făcea viața grea celor din jur. După ce s-a împiedicat de două ori, Ion a reușit totuși să urce la apartamentul lui, dar nu a reușit să deschidă ușa cu cheia. Când Olgaia a deschis ușa, a văzut dezamăgită fața lui beată. Ai mereu o mutră nemulțumită, a spus Ion, intrând în apartament. El și-a dat jos pantofii fără să se aplece, a aruncat pantofii și jacheta în perete și a plecat în dormitor. Mirosul care se răspândea de la el provoca greață. Olga a stat câteva secunde în hol. Așa de mult îmi lipsește respectul de sine, se pare, a spus ea. El nu a auzit-o. Ea nu se aștepta la asta. Fata a ieșit în bucătărie, a făcut câteva sandvișuri și un ceai fierbinte. Asta îl va ajuta pe soțul ei să-și reducă măcar puțin efectele alcoolului. Să rămână cu el singur în apartament, când era atât de beat, era imposibil. Ea i-a dus mai întâi apă, apoi o pastile efervescente. Totul se repeta. Tatăl Olgăi bea și el mult, până când a murit. Fica îl îngrijea pentru că mama ei îl disprețuia pe soțul ei. Olgaș promisese că niciodată în viață nu se va lega de un bețiv, dar, se pare, viața îi pregătea un cadou special după câteva ore, după ce a mâncat, Ion se simțea mai bine. Cel puțin expresia apatică de pe față îi dispăruse, iar ochii nu-i mai alergau. Păcat doar că mirosul de transpirație și de alcool nu putea fi pur și simplu luat și alungat. La câteva zile după această beție, Ion a decis să meargă la mama lui. Vitalina Sergeevna l-aștepta acasă. Era o călătorie de 600 de kilometri, poate puțin mai mult, dar Ion era gata să plece în orice moment dacă mama lui îl sună. Înainte Olga se supăra pe el pentru asta, dar acum era fericită. Mai erau câteva zile în care putea să trăiască liniștită în apartament, fără să se aștepte dacă va veni soțul ei treaz sau beat. Da, el nici măcar nu era soțul ei. Ion stătea în mașină, fredonând la radio, în timp ce mașina se apropia de sat. În curând își va putea îmbrățișa mama și va asculta nemărginitele ei plângeri. Ion nu-și putea aminti nicio conversație în care mama lui să nu se plângă constant. Era o mare, modernă, care se întindea de-a lungul râului aproape secat. De fiecare dată când Ion trecea podul, era trist. Când era copil și adolescent, pescuia mult acolo și putea să-i aducă mamei sale un întreg căleată de pește, dar acum acolo doar broaștele săreau. Fiul meu, comoara mea, a spus mama, răspândind cu bucurie brațele. Era clar că era fericită să-l vadă. Ion i-a permis mamei să-l îmbrățișeze, chiar dacă avea un fel de nemulțumire. Drumurile l-au obosit, îi era foame și ar fi vrut să bea. Mama l-a așezat la masă, i-a turnat vodcă într-o sticlă, s-a așezat vis, vis de el și au băut amândoi. Abia după aceea au trecut la masă. Bun, mamă, cred că o să mă căsătoresc. Nu am prea mult de ales, copilul se va naște curând, vreau să fiu tată și tu vei fi bunică, a spus bărbatul. Imediat, Ion a observat cât de nemulțumită a devenit mama lui când a auzit cuvintele sale. Ea s-a încruntat. Prezența sau absența unui ștampil nu influențează faptul că ești tată sau nu. Aș putea chiar să mă îndoiesc că ești înrudit cu acest copil, a spus femeia cu asprime dar ce e în neregulă? E o fată frumoasă, doar pe ea o poți lua la nuntă. Numai peste cadavrul meu nu va fi nuntă, jur că nu va fi, a protestat Vitalina Sergeevna. Ea nu era încântată de propunerea fiului său. A băut încă o sticlă, apoi a început să se uite la masă. Nu știa cum să-și convingă fiul de această idee stupidă. Vitalina Sergeevna o ura pe Olga, pentru că credea că aceasta îi luase fiul de la ea. Femeia în vârstă era sigură că Olga chiar s-a însărcinat intenționat, pentru ca Ion să nu mai vină la mama lui. Orice rugăminte era inutil aici. Vitalina Sergeevna nu asculta pe nimeni. Chiar și prietenele ei își tădeau din cap când Vitalina le împărtășea gândurile ei. Toți spuneau că trebuie să se bucure, că va apărea în curând un nepot sau o nepoată, dar Vitalina nu era fericită cu o astfel de urmașă. Ea credea că fiul ei ar trebui să locuiască cu ea, să aibă grijă de ea, să fie aproape, nu să procreeze. Nu se știe de la cine. Nu se știe ce. Prin trupul meu te vei căsători, dacă vei afla. Ce ai mers la primărie? Mă voi sinucide până la sfârșitul zilelor mele, apoi vei blestema soția ta pentru că ai pierdut-o repede din cauza ei. A spus femeia. Bărbatul a tăcut, mama nu era pentru prima dată când organiza un astfel de concert. Ion s-a așezat pe spatele scaunului. Acesta a scârțit. Ion și-a închis ochii, și-a aruncat capul înapoi și ar fi plăcut ca copilul său să se nască pur și simplu așa, fără a fi căsătorit. Pe de altă parte, poate că mama avea dreptate nu se poate căsători cu astfel de femei pentru tot restul vieții, alege fete modeste și bune, astfel încât niciun alt bărbat să nu se uite la ele, cu cât mai simple, cu atât mai bine. Iar dacă o femeie este frumoasă, atunci îți va privi toată viața peste umăr pe alți bărbați, a spus femeia în vârstă. Soțul trebuia să se întoarcă. Ar fi trebuit să se întoarcă acasă. Ieri a plecat la mama lui, ceea ce înseamnă că, după câteva ore, s-ar fi întors acasă cu psihicul perturbat. Dar nu era acasă. Olga era destul de nervoasă. Cine știe, poate a decis din nou să bea undeva. Poate va fi prins din nou băut la volan. De data aceasta, mita s-ar putea să nu ajute. Olga și amintea încă cu groază acel caz. Soțul ei era atât de calm că banii din permisul de conducere îl vor salva de la suspendarea permisului de conducere. Olga stătea la masă, ținând în mână telefonul, în speranța că. Soțul! Totuși, el se va prezenta, se enerva pe el și, în același timp, se simțea obosită. Curând trebuia să meargă la spitalul de maternitate. De ce a acceptat această sarcină? De ce a închis ochii la acțiunile lui tot acest timp? Ar fi simțit doar dezamăgire și tristețe. Dar copilul era deja în burtă. Nu se putea lua și anula totul. Se va descurca dacă va trăi singură. Aceste gânduri deveneau din ce în ce mai grele. Olga era o persoană destul de independentă, dar nu era sigură că independența ei o va ajuta la creșterea singură a bebelușului. Va trebui să lucreze, să asigure, să se ocupe de gospodărie, să se ocupe de copil și să combine toate acestea aproape simultan. Pe de altă parte, cu un astfel de soț, va trebui să facă toate acestea, și așa, doar să gătească îngăleți pentru el. În sfârșit, telefonul a început să sune. Olga a strâns telefonul mai tare, așteptând ca în loc de tonuri de apel să se audă vocea soțului ei. Cei cu trezitul? Ești pe cale să naști. Nu, atunci nu trezi. A strigat brusc bărbatul. La început, Olga a fost șocată de țipetele lui, dar apoi a auzit vocile prietenilor săi în fundal. Soțul ei se autoaserționa, îi făcea o demonstrație verbală de pedeapsă. Probabil că așa era mai ușor, că a încercat să îndure totul. Cel puțin cât timp era însărcinată. Iar apoi va lua o decizie când va vedea bebelușul cu ochii lui. Olga nu își pierdea speranța că soțul ei se va schimba când va lua copilul în brațe, va realiza că este tată. Va lua mai multă responsabilitate și va gândi mai bine înainte de a pleca să bea cu prietenii. Dar cu cât trăiau împreună mai mult, cu atât Olga se îndoia mai mult că astfel de schimbări sunt posibile. Eu ce sunt, o cățea legată de lesă. Dacă am spus că vin acasă când vreau, așa va fi. Dacă mai sunt fără motiv, te voi pune în lista neagră, a spus el. Imediat au răsunat strigăte de bucurie ale prietenilor. Îl felicitau că se comportă ca un bărbat. Tratamentul mizerabil al unei femei care purta sub inimă copilul său era acum numit comportament masculin. Olga a închis telefonul. Și-a pus geaca pe umeri, a vrut să iasă afară, dar abia a deschis ușa blocului când s-a izbit de mama lui Ion. Vitalina Sergeevna stătea cu un mic bagaj. Se pare că el a venit cu ea. Femeia în vârstă ținea deja în mâini un pachet cu alimente. Așa că primești musafiri. A întrebat Vitalina Sergeevna. Olga ar fi dat orice să nu mai vadă această femeie. Nu era pentru prima dată când se certau. Mai exact, Vitalina Sergeevna se certa cu Olguța. Fata a urcat pe scări înapoi în apartament. Toate speranțele ei pentru o plimbare bună și productivă au fost spulberate. Olga a simțit dezamăgire. În apartament încă se simțea mirosul de lavandă proaspătă. Îi plăcea atât de mult acest parfum. Dacă îl va scoate pe soț din casă, va face o aromoterapie în fiecare zi. Iar apoi a simțit o greață în gât. Era o greață nervoasă. Păi, ca de obicei, nicio curățenie, a șoptit printre dinți Vitalina Sergeevna. Ce crezi, că doar pentru că ești frumoasă, soțul tău te va iubi așa. În apartament era curat, dar Vitalina Sergeevna a decis să atace orice, doar pentru a o pe fată. S-a uitat cu nemulțumire la burta însărcinată a Olgăi. Femeia și-a strâmbat fața. Olga și-a scos jaca, a plecat în bucătărie a scos din frigider gustări, a decis să facă totul cum trebuie. Nu te grăbi, știind cum gătești, a țipat Vitalina Sergeevna. Olga a ignorat cuvintele ei, a încălzit chifteluțele. A tăiat orez, a preparat o salată și a pus cu Valentina Sergeevna a cotrobăit demonstrativ cu furculița în mâncare, dar Olga știa că o va mânca cu poftă cât de curând va rămâne singură. Vitalina Sergeevna se pregătea clar pentru o conversație serioasă. Olga, trebuie să vorbim. Desigur, înțeleg că ești toată o fată, ești toată o asemenea eroare, o frumusețe, o inteligență, o fată sărmană, a spus brusc Vitalina Sergeevna. Dacă nu ați observat, fiul dumneavoastră locuiește în apartamentul meu și, dacă dintr-o dată ați ratat ceva, câștigă de două ori mai puțin decât eu, a tăiat Olga. Asta este tocmai problema, dacă ai plecat de la serviciu, s-ar simți. Bărbații ar începe să câștige mai mult, a spus Vitalina Sergeevna. Olga și-a rotunci ochii, era o conversație inutilă. Femeia în vârstă era gata să-și apere fiul în orice situație. Ea se simțea pierdută, nemulțumită. Întotdeauna. Vitalina Sergeevna credea că fiul ei este întotdeauna în poziție de câștig. Toți sunt proști, doar fiul ei este grozav. Iar femeia în vârstă avea și o fică, care nu comunica cu mama ei. Olga nu s-a mirat de asta când a cunoscut-o pe Vitalina. Știi, Olga, cred că ar trebui să pleci din familie, lasă-mi fiul în pace. Cu o astfel de înfățișare ca a ta, vei găsi un nou tată mai repede decât va fi născut copilul, a spus Vitalina Sergeevna. Olga a privit fix femeia în vârstă. Pentru o clipă, Olga era însărcinată cu fiul Vitalinei. În loc să aștepte un nepot sau o nepoată, femeia în vârstă se pregătea să-i despartă pe cei doi. Olga nu înțelegea de ce merita un astfel de tratament. Femeia în vârstă credea că, dacă Olga, în înțelegerea ei, este o frumusețe, atunci va alerga după bărbați și nu avea rost să o convingă în contrariu. Olga nu și-a înșelat niciodată soțul în viața ei. Ea a considerat întotdeauna că fidelitatea este o alegere personală și că pentru ea trădarea era umilință. Îi strici viața, iar el are nevoie de o femeie bâlândă, simplă, ascultătoare. Ce ai găsit la el? Ai două studii superioare, ai o față care ar putea fi pe coperta unui revistă. Fiul meu este un simplu băiat de la țară, de ce te-ai agățat de el? Dacă nu ar fi fost tu, ar fi trăit cu mama, ar fi ajutat-o sunt deja bătrână, am nevoie de ajutor, a spus Vitalina Sergeevna. Femeia de 60 de ani a clătinat din cap negativ, a privit în ochii soției sale. Doar că nu a văzut înțelegere acolo. Vitalina Sergeevna a rămas la ei în apartament câteva zile. În tot acest timp, Ion nu s-a întors niciodată acasă. Olga a înțeles imediat că aceste zile vor fi un coșmar. Burtica, care toată această vreme a fost calmă, acum o durea, o trăgea în jos. Olga a încercat să se calmeze, să mai aștepte puțin. Femeia în vârstă se comporta ca o regină, dădea de ordine, până când în cele din urmă s-au certat foarte tare. Olga era pur și simplu obosită să tolereze că o tratau cu atâta dispreț. În cele din urmă, Vitalina Sergeevna i-a făcut o scenă fiului ei la telefon și apoi a plecat. Olga a rămas singură în apartament. I se părea că toată această situație nu se va termina niciodată. Poate că ar fi fost mai bine să se despartă, chiar dacă doar pentru a nu mai vedea niciodată această femeie la ușă. Vitalina Sergeevna se simțea ca un eru, credea că a semănat sămânța îndoielii în capul fiului și al soției sale. Desigur, nu i-a spus că vorbea despre despărțirea lor, a spus doar că nesoția sa se comporta oribil și că l-a dat afară pe bătrâna pe stradă. Dar Ion știa foarte bine ce fel de conversații purta mama sa. Ion a cumpărat un buchet mare de flori și a venit acasă. A făcut o față de vinovat și a cerut iertare soției sale. Ascultă, Olga, te rog, hai să facem așa. Am vorbit astăzi cu mama, ea se simte groaznic de vinovată. E așa cum e, e o persoană dificilă, nu-i poți face nimic, ea se simte deja prost din cauza a ceea ce ți-a spus, a tachinat Ion. El mințea cu măiestrie, niciun mușchi pe fața lui nu se mișca. Ion a avut un plan să-și aducă soția acasă la mama sa și să se împace acolo. El va depune toate eforturile pentru a împăca. Olga l-a privit și a înțeles că, dacă va merge la țară, va naște de la nervi. A refuzat. În următoarele zile, Ion a mers în jurul soției sale, s-a plâns și a gemut ca un câine care nu a fost scos la plimbare la timp. El a implorat-o să meargă cu el. De ceva, îi se părea că împăcarea nu mai era departe. Ion a sunat-o pe mama sa, i-a spus că vine, dar nu a spus nimic despre Olga. Cu toate acestea, soției sale i-a spus că, din potrivă, a convenit din timp cu mama sa. În cele din urmă, a convins-o pe soție. Ea a acceptat doar pentru că era obosită de plânsul lui și de faptul că se simțea atât de stupidă. Desigur, va regreta această călătorie, dar dacă Olga ar fi știut ce va vedea acolo, nu ar fi trecut niciodată pragul casei mamei sale. Dimineața de vreme, Ion deja cobora pe scări. Fiecare pas al său răsuna în curte. El zâmbea cu toți dinții, era fericit. În sfârșit, soția lui, care de fapt nu era soția lui, va merge acasă la mama ei și Olga va fi mai puțin enervantă și va avea mai puține șanse să-l facă să mănânce pizza. În plus, ion deja și-imagina cum va fi primit când va aduce împreună doi inamici de moarte. Olga a coborât la mașină. Nu se simțea deloc încântată. I s-a făcut rău gândindu-se că se va afla în sat, dar pentru soțul ei trebuia să încerce mai ales că în mod repetat îi spunea cât de mult vrea să se schimbe. Cum putea să-i creadă după tot ce făcuse? Olga să și nu putea răspunde la această întrebare. Mașina a pornit, iar Ion nu făcea decât să vorbească neîncetat. Era greu pentru el să-și stăpânească emoțiile. Uite, o să vezi, totul se va rezolva imediat ce vă veți împăca. Atunci vom putea să ne căsătorim. Înțelege și tu, eu am doar mama și ea a rămas singură. Este în vârstă și va fi greu dacă ne căsătorim. Va muri, a spus Ion. Da, foarte încurajator. Această femeie îți promite că va muri dacă te vei căsători cu mine, nu? Și după asta speri că ne vom împăca. A spus Olga cu un zâmbet ironic. Olga, dar hai să nu exagerăm. La noi va veni în curând un copil. Mama mea este o persoană foarte dificilă, nu e vina ta că este greu să stabilești o legătură cu ea. Dar când va vedea nepotul sau nepoata, totul se va schimba. Va înțelege cât de mult a greșit. Ea însă și are o viață grea cu caracterul ei, crede-mă, ea și-a îndepărtat chiar și fica, așa că nici măcar nu mai vrea să vorbească cu ea, a spus bărbatul. Cuvintele lui nu au avut niciun efect. Olga s-a uitat pe fereastră, a văzut-o pe ea însă și în oglinda retrovizoare și s-a făcut rău. Femeile normale se îngrașă în timpul sarcinii, se rotunjesc, dar Olga a slăbit mult. burta îi creștea, dar ea se topea pe zi ce trecea. Ion s-a uitat la soția sa. A văzut tristețea din ochii ei, dar a luat-o asupra sa. Olga doar încearcă. Înțeleg că nici măcar nu vrei să vorbești cu ea, dar încearcă puțin pentru mine, pentru familia noastră, pentru viitorul nostru mariaj, a spus bărbatul. Olga a dat din cap. De vreme ce stătea în acea mașină, cu siguranță va încerca. Și în ciuda faptului că Ion îi spunea că i-a spus mamei lor despre vizita lor comună, Olga nu credea asta. Când mașina a intrat în sat, i s-a făcut și mai rău iată că se opriră în fața unei mici case de țară. Aici era un dezastru, totul era neglijat. O femeie în vârstă, absolut fericită, a ieșit pe verandă, dar de îndată ce a văzut că pe scaunul pasagerului stă Olga, fața ei s-a schimbat. Cum așa? Regina a venit în province. A spus cu o grimasă Vitalina Sergeevna. Ea și-a strâns buzele și l-a privit cu furie pe fiul ei, care nu a spus nimic. Poate că era mai bine așa. Femeia în vârstă știa perfect de ce fiul ei venea atât de des la țară. Și dacă îi toarnă din nou alcool în seara asta, atunci până dimineața cuplul lor va înceta să mai existe. Vitalina Sergeevna a strălucit de această idee și a zâmbit din nou. Acest zâmbet nu i-a plăcut imediat Olgăi. De ce vă certați? Treceți, acum voi pune încă un loc, să ne așezăm în foișor. Acolo e un pic de vânt, vremea e minunată azi, a spus femeia. Vitalina Sergeevna a început să aducă treptat mâncarea în foișor, iar Olga a început să o ajute. Femeia în vârstă s-a liniștit cumva nefiresc. Era ceva sinistru în această liniște. Olga s-a așezat liniștit la locul ei și a privit la soțul ei, care deja și-a turnat o țuică. Mama a sorbit în jurul lui, ca și cum ar fi fost soțul ei, nu fiul ei. Ei vorbeau. Ion a povestit despre cum plănuiește să-și deschidă o afacere, care are nevoie de bani, că vrea să muncească, să economisească bani și să-și deschidă propria afacere în termen de un an. El vorbea cu atâta încredere, iar mama lui îl privea atât de încântat, de parcă aceste cuvinte ar fi fost adevărate doar că Olga știa că soțul ei nu este capabil să economisească bani. Maximul pe care îl putea aduna era suficient pentru următoarea petrecere. Toți banii plecau pe alcool. Poate că Vitalina Sergeevna avea dreptate. Poate că trebuia să pună capăt acestor relații. Olga a dat din cap negativ, gândindu-se la asta. De ce nu ați aflat sexul copilului? Deja e timpul să nașteți. Și că camera va fi roz. Va fi băiat sau, din potrivă? A întrebat femeia în vârstă cu o batjocură ascunsă. Fiului meu îi trebuie un moștenitor. Sau o fată, ca să nu mai trebuiască să naști încă o dată, până când nu va fi băiat. Femeia în vârstă a râs, iar Ion și-a încruntat umerii, iar Olga a privit doar femeia care nu știa deloc ce înseamnă tactul și dacă băiatul va dormi într-o pătuț roz, atunci va crește fată. Sau dacă fata va sta pe o cearșaf albastru, atunci nu va mai avea copii. Ce prostii sovietice! E secolul 21, nimeni nu mai împarte culorile pe băieți și fete. Nu e nimic mai mult decât culoare. Olga a răspuns liniștit. Ești o fată atât de obraznică și arogantă. M-am dus la tine acasă și tu îți stabilești propriile reguli aici. Se pare că ai probleme cu memoria, Vitalina Sergeevna. Bine, e inutil. Am decis că vom afla sexul copilului doar când voi naște. Va fi o surpriză pentru noi. Este copilul nostru, alegerea noastră, a spus Olga. Femeia s-a încruntat. Era clar că nu se aștepta la un astfel de răspuns. Olga a decis să nu se mai lase călcată în picioare. Copilul dumneavoastră! Nu, draga mea, este copilul tău. Până când fiul meu nu se va căsători cu tine, tu-ți vei crește copilul singură, iar el nu se va căsători cu tine decât peste cadavrul meu, a spus Vitalina Sergeiovna cu asprime. Olga nu se aștepta la alt răspuns. S-a scuzat, s-a ridicat de la masă fără să mănânce nimic. Vitalina Sergeiovna a continuat să se indigneze până când Olga nu a dispărut în casă. Fata s-a așezat în sufragerie și i-a auzit perfect pe cei doi. Următorul dialog, Olga încerca să nu plângă. Se mângâia pe burtă, încercând să se calmeze. Sănătatea bebelușului era mult mai importantă decât o mătușă capricioasă. Unde ai găsit-o? Nu s-au găsit femei normale. A exclamat Vitalina Sergeiovna fiule, nu se poate așa. Uite cum vorbește cu mine, se indigna ea. Mamă, tu o aduci în pragul nervilor, apoi te miri. Tu însă ți-i faci o scenă, iar apoi te aștepți să suporte. A întrebat fiul. Ea trebuie să mă respecte și să mă asculte în tăcere. Sunt mama ta, dacă nu aș fi fost eu, tu nu ai fi apărut pe lume. Ea nu apreciază asta eu te-am crescut și te-am educat, a spus femeia în vârstă, turnându-i din nou alcool în pahar. Bărbatul a dat doar din cap negativ. Olga, care a auzit întregul dialog, s-a săturat și ea. A dat din cap obosită. Era într-adevăr foarte obosită. Vitalina Sergeiovna era ca un vampir care îi sugea toate forțele vitale. În piept îi bătea inima cu putere. Olga avea chef să plângă, când a început să se întâlnească cu Ion, acesta i s-a părut un bărbat puternic, cu caracter. Acum se dovedise că, ca un băiețel, Ion nu putea să-și apere partenera în fața mamei sale. Și ar fi fost bine dacă s-ar fi fi întâlnit doar. Dar Olga purta un copil în pântece. Ei urmau să devină părinți, iar Ion încă se ascundea sub fusta mamei sale. Cred că ar trebui să vă despărțiți. Nu se poate așa, fiule. Ea nu te respectă, dacă vorbește așa cu mine. Eu nu sunt o jucărie sau o păpușă. să știe locul. Tu nu înțelegi. Ea crede că o să fi după ea tot timpul, de când a rămas însărcinată. Aici încă nu se știe al cui copil este, a spus Vitalina Sergeiovna cu asprime. Mamă, exagerezi. Mai bine oprește-te. Noi cu ea nu ne-am despărțit de avem să avem un copil în curând. Vreau să fiu tată. Nu înțelegi, tu ai gândit vreodată cum se naște un copil. A spus Ion. Am venit să vă împăcați, dar tu te-ai agățat de ea ca un câine legat, a spus bărbatul. Bătrânul a simțit dezamăgire. Era bine că veniseră cu mașina ei. Acum, după ultimul arest, Ion se temea să se urce la volanul mașinii sale. Căci dacă îi se va părea ceva foarte enervant, Olga pur și simplu va urca în mașina ei și va pleca. Îi era indiferent că era greu să meargă cu burta însărcinată, că va trebui să ajungă mai târziu cu autobuzul de la sat. Important era ca ea să se afle cât mai departe de această cătun. Ești o femeie nebună! Îți voi găsi pe altă! degeaba te-ai dus la vecina noastră, Mani. Ce fată bună, ce modestă! Dacă se va mărita, va sări la comenzile bărbatului și mă va asculta cu gura căscată. Crezi că eu ți-aș aproba? Căsătoria cu acea șobolană. A întrebat Vitalina Sergeivna. A turnat din nou alcool în paharul fiului ei. Mamă, crezi că voi găsi undeva o fată ca Olga? Nu m-aș fi gândit niciodată că o asemenea frumusețe s-ar uita la mine. În școală mereu am întâlnit niște fete urâte, pentru că celelalte nu se uitau la mine. Și primul meu mariaj nu a mers. Dacă nu ai uitat, iar aici este o frumusețe, o fată inteligentă și muncitoare. Da, nu am cheltuit niciun ban pe ea în ultimele luni, dar acum toate femeile vor să se urce în gâtul bărbatului, a spus el. Olga s-a ridicat pur și simplu și a plecat în dormitorul lor. Era o cameră mică la etajul 2. Ea era obosită să asculte tot acest nonsens. Acum mai află că Ion a fost căsătorit. Nu bănuia asta. Olga se simțea dezamăgită de soțul ei și de această călătorie. Ion s-a întors în pat abia spre ora 11, probabil că conversația cu mama lui a durat prea mult. Olga nu putea să doarmă, burta o durea foarte tare și nu putea să se așeze confortabil. Și când în sfârșit a simțit că somnul o cucerește, s-a întors din nou pe partea dreaptă. Numai că soțul ei nu era acolo. Tânăra s-a ridicat din pat, sprijinindu-se de balustrada de lemn a scării. Era frig afară, așa că s-a înfășurat cu o pătură. Mirosul de afară era incredibil, un miros autentic de sat. În liniștea nopții se auzeau strigătele animalelor și sunetul râului care curgea undeva în depărtare, ciocnindu-se de pietre. Părea că mirosea ierburi, a gunoi de grajd și a unor alimente pe care numai în sat le puteai simți. Dar apoi Olga a auzit ceva altceva. S-a încordat și a ascultat cu atenție. S-a uitat în direcția grajdului și a realizat că sunetul venea de acolo a înțeles aproape imediat ce se întâmpla, dar psihicul ei refuza să creadă. Tânăra s-a îndreptat rapid spre grajd. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul ei înșelând-o cu vecina mamei sale. Și-a pus amanta pe masa de lucru, i-a ridicat fusta și deja se bucura de acest proces, dar când ușa s-a deschis și a apărut chipul fetei însărcinate, s-a albit într-o clipă. Ai spus că v-ați despărțit, a exclamat vecina. Olga, uimită de ceea ce se întâmpla, nu putea să-și ia ochii de la ei pe amândoi. Această scenă îi se va întipări probabil pentru totdeauna în minte. Așteaptă, nu e așa. A strigat bărbatul. Olga s-a întors brusc și a pornit spre casă. A văzut imediat că Vitalina Sergeiovna stătea pe verandă. Tantița zâmbea, arătându-și proteza. Ce e, Olga, nu-ți convine ospitalitatea locală? a spus femeia. Ea a izbucnit în râs cu poftă. Olga, uimită de o asemenea cruzime, s-a repezit pe scări. A aruncat lucrurile ei într-un bagaj, l-a băgat în mașină și s-a urcat la volan. Soțul ei, care a alergat după ea, s-a agățat de geamul deschis. Olga, hai să vorbim, Olga, repeta el, dar acum fiecare cuvânt al lui provoca ostilitate. Ura când începea să o numească pe nume, o scârbea de vocea lui. Ea a dat înapoi brusc. Bărbatul a căzut înainte, Olga a întors mașina, a ieșit pe poarta deja deschisă cu grijă de Tanti. Fata a accelerat atât de tare încât a lăsat în urmă doar coloane de praf. Vitalina Sergeiovna aplauda. Nici nu se gândise că planul ei va fi executat atât de perfect. Zâmbetul nu-i putea părăsi fața. Vecina, care nu avea idee că iubitul ei nu se despărțise niciodată de iubita lui, a plecat de pe teren cu turmă. Ea credea că e o simplă aventură. El o invită intenționat în grajd, era distractiv și neobișnuit, iar femeia în vârstă îi spunea adesea că fiul ei se despărțise de iubita lui însărcinată. El o tot înjura, dar acum totul a căpătat sens. Tu ai fost, tu ai trimis-o, încă cu mahaș mureală, spunea bărbatul. Vitalina îl privea cu un zâmbet neascuns. Era fericită că în sfârșit totul s-a întâmplat așa cum își dorea. Inima i s-a încălzit la gândul că în sfârșit i-a despărțit. Ești bolnavă. Ea este însărcinată, ei este rău. Până în oraș sunt 500 de kilometri și tu te bucuri de asta, bolnavă, spunea bărbatul. El voia să se repede la vecinul său ca să-l ducă acasă, dar mama lui l-a prins de braț și l-a târât literalmente în casă. El se uita la fața ei zâmbitoare și nu înțelegea cum se putea bucura de ceea ce se întâmpla. Știi ce ai făcut? Vom avea un copil. Înțelegi asta? Doamne, mamă, ai în cap cu noi. Nu pot să cred că te bucuri de asta, spunea fiul el și-a băgat degetele palide în părul des. Bărbatul s-a așezat în fotoliu și și-a plecat capul. Nici măcar nu-și imagina cum va putea să-și ceară scuze acum în fața viitoarei sale soții. El nu va găsi niciodată pe nimeni ca Olga. i ierta tot, chiar și bețiile cu prietenii, dar nu-i va ierta infidelitatea. De ce te țipi? O să te certi cu mama din cauza unei fete. Femeile pot fi multe, dar mama e una singură, așa că fi bun și țineți limba. Mama l-a privit de sus pe fiul ei, vorbind cu tonul ei protector preferat. Cu toate acestea, el nu o asculta deloc. Lacrimii curgeau pe față, deși el a fost cel care a înșelat-o pe femeia lui însărcinată, el o considera pe mama sa vinovată. Eu nu te-am forțat să te strecori sub fusta vecinei, nu-i așa? A întrebat mama, m a îmbătat intenționat, iar eu, prostul, am crezut că doar ai grijă de mine. Așa și știam că nu te poți baza pe tine, ești gata să faci orice pentru a nu te căsători, a strigat bărbatul. Oricine, numai nu cu această șobolană. Te salvezi de necazurile constante pe cap. Uită-te la ea, vanșela pe dreapta și pe stânga. Pe fruntea ei scrie că îi zboară bărbații înaintea ochilor. Da, lângă o astfel de fată va fi mereu un întreg turmă de bărbați care se vor învârti, a strigat femeia în vârstă. Nu înțelegi, după câteva luni, îmi vei mulțum că te-am despărțit de această fată. O să vorbesc și cu ea, nici măcar nu va cere pensie alimentară, cred că ți-am scos de sub control. Nu prețuiești deloc mama. Ea a ieșit în bucătărie, lăsându-le pe fiul ei singur. Bărbatul s-a plecat pe spatele scaunului, și-a aruncat capul înapoi și s-a uitat la tavanul varuit. De ce a permis el mamei sale să se comporte așa cu el? Greața i-a urcat imediat la gât, întotdeauna îl răgușea când era nervos. Iar dacă adăugam la asta alcoolul băut, nu este nimic surprinzător. Poate că mama are dreptate, nu, sigur nu are dreptate. Bărbatul, din cauza dialogului interior, chiar a clătinat negativ din cap. Nu poate fi ca mama să aibă dreptate, va avea în curând un copil, fiu sau fică. În sfârșit, va avea șansa să se căsătorească cu o femeie frumoasă. În sfârșit, va avea invidioși. Iar el a ratat toate acestea doar din cauza atitudinii mamei sale. Bărbatul a început să se pregătească să plece, a strâns lucrurile, dar uitându-se la oră, a decis să aștepte până dimineața. Mama lui jubila. Totul s-a întâmplat așa cum își planificase. Între timp, Olga a ajuns aproape de oraș, dar durerea devenea din ce în ce mai insuportabilă. Fata a oprit la casă, a luat geanta pentru spital și a plecat imediat la spital. Nici măcar nu a așteptat ambulanța. Abia medicul a examinat-o, au început imediat să o pregătească pentru naștere. Termenul era deja potrivit, nimic surprinzător. Olga se pregătea să nască singură, deși fusese planificate nașteri partenere. Dar ea dorea atât de mult să se întâlnească cu copilul ei, să afle dacă este băiat sau fată, să-și strângă în sfârșit bebelușul în brațe. Toate grijile se retrăgeau, chiar și frica de durere. Nașterea a decurs fără probleme deosebite, bebelușul a strigat, a fost pus pe pieptul mamei, apoi fetița a fost luată și dusă undeva. Complete puizată de naștere, Olga stătea pe scaun, se simțea zdrobită, simțea foame, greață, durere care se răspândea încet în corp. În același timp, a apărut o ușurință. Curând, Olga a fost mutată în salon, unde mai erau două născătoare. Uneia era foarte rău, cealaltă se simțea destul de bine. Moașele de care Olga se temea atât de mult s-au dovedit a fi destul de amabile și înțelegătoare. Nimeni nu striga, nu insulta, nu făcea scandaluri din senin. Olga ascultase povești despre ginecologia punitivă, se temea că nu va avea noroc, dar, se pare, în acea zi schimbarea a fost excelentă. Ea este bine. A întrebat Olga, nu te îngrijora, trebuie să mai aștepți puțin în box. Totul este bine. Nu există motive de panică. Dimineața te vei uita la ea, a spus femeia. Puhătoasa moașa a zâmbit. Olga a tăcut, dar neliniștea nu a dispărut nicăieri. Se temea să doarmă. Se părea că împreună cu copilul, la lumină a venit și o anume anxietate uriașă, de neînțeles. Și al meu a fost ținut în box nu te îngrijora, totul va fi bine. Doar medicii se asigură, un spital bun, chiar și gratuit. Norocul a fost că nu ai dat peste Nestrov. Ea este rea și nepoliticoasă, iar Filatova este o fată minunată, a spus una dintre femei. Ești căsătorită. Nu, viitorul meu soț mi-a înșelat în noaptea asta, așa că probabil că nu mă voi căsători niciodată, a spus Olga calm. Nu contează, dar acum sigur nu vei rămâne singură. Acum ai o fetiță frumoasă. Va fi foarte greu, pregătește-te, dar dacă accepti din timp că va fi dificil, va fi mai ușor. Iată un astfel de paradox. Nu este primul meu copil, așa că știu despre ce vorbesc, a spus femeia. Olga a tăcut s-a întors spre perete, simțea că lacrimile îi vor curge în curând dar ea însă și nu a observat cum a dormit. abia a răsărit zorii. A visat la o casă veche, unde părinții ei erau în viață. A visat că, fiind copil, mergea pe un buștean. Tatăl ei vorbea cu cineva cu voce tare, o ținea de braț. Undeva în depărtare se auzea zgomotul râului. Olga, uită-te sub picioare, a spus tatăl ei. Nu ierta pe cei care-ți pumbețe în roate. Olga s-a trezit imediat după aceste cuvinte. Era ca și cum ar fi primit un avertisment de la tatăl ei. Imediat ce și-a amintit de părinții ei, Olga a simțit o durere. A amintit de moartea lor, de groaznica catastrofă aeriană, de înmormântările oribile cu sicrie închise. Și brusc în vis, îi se prezintă tatăl ei cu un avertisment. Olga nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Vitalina Sergeevna stătea în bucătărie, prăjea clătite și fredona o melodie stupidă. Femeia în vârstă era atât de fericită de situația actuală, încât nu-și putea ascunde emoțiile. Pur și simplu zbura de fericire. Iată și tot. Planul a fost în sfârșit pus în aplicare. Fiul ei nu va mai fi cu această olga, nu va trebui să plătească pensie alimentară și va rămâne alături de mamă, îi va ajuta ca înainte. Olga a născut, a spus el. Bărbatul a ieșit în bucătărie, îmbrăcat, cu o cămașă încrețită pe jumătate, înfiptă în chiloți. Și ce faci acum, te duci la oraș? A întrebat mama cu un ton nemulțumit. Nu se aștepta ca fiul ei să o alerge după ea, dar a născut și a născut. Când Vitalina Sergeevna a născut-o pe fica ei cea mare, soțul ei era în beție, iar când Vitalina a născut-o pe fiu, nu mai era, a plecat la alta. S-a descurcat cumva. Oprește-te să faci aici circ, ești suficient să alergi după ea, altfel va crede că-ți strici coada, vei da o șansă și toate, femeia va începe să te calce pe cap, a spus mama. Fiul a continuat să se îmbrace în tăcere, deja își pusese pantalonii și stătea lângă oglindă, își corecta cămașa, dar era atât de încrețită, încât era puțin probabil să poată i da o formă divină fără fier. Mănâncă micul dejun. Apoi vei pleca nicăieri. Nu se va duce nicăieri, nimeni nu o va externă. Hai să vorbim, fiule, ce ți trebuie cu acest copil? Ce vei face cu el? Să te uiți cum soția ta spală fundul copilului. Super. Dar de ce are nevoie un bărbat de asta? Se indignă femeia în vârstă. Nu mai știa ce argumente să folosească. Fiul s-a uitat la ea cu nemulțumire. Era clar că nu se aștepta ca mama să-l înțeleagă, iar femeia în sine era foarte supărată, ceea ce se reflecta pe fața ei. Își strângea buzele, nasul se strângea, sprâncenele se trăgeau împreună, formând o ridă lungă și adâncă. Bărbatul a ieșit afară, dar s-a întors acasă în 15 minute. Se pare că vecinul nu avea chef să se tărască în oraș doar pentru a-l duce pe Ion acolo. Mănâncă micul dejun, i-am prăjit clătite, am cumpărat miere de flori. Uită-te ce frumusețe, un mic dejun adevărat și gustos, cu totul altceva decât ceea ce îți gătește șobolanul tău, a spus femeia în vârstă. Crezi că te va lingui ca înainte, dar nu, fiule, acum are altă grijă. Acum are un copil, va fi 24 de ore pe zi cu bebelușul, iar tu vei rămâne pe tușă. Niciun drept conjugal, nicio petrecere cu prietenii, niciun scandal. Vei sta ca un câine legat la zgardă să te uiți cum se ocupă ea de copil. Cine știe, poate chiar te va obliga să gătești. Noile argumente i-au plăcut femeii în vârstă. Acum se gândea să se axeze pe ele. Îi zâm fiului ei, care dădu din cap în timp ce lua farfuria. Ea știa că nu va pleca nicăieri. Oricum îl va asculta, Vocea femeii în vârstă a devenit din nou afectuoasă și bălândă. Ascultă-mă, mamă! Am crescut doi copii și știu mai bine decât tine cum le e bărbaților. Dacă sora ta nu ar fi fost născută, eu și tatăl tău am fi rămas în relații perfecte. Dacă atunci l-aș fi ascultat, nu l-aș fi născut. Poate ai fi trăit o viață fericită. De îndată ce apare un copil, bărbatul încetează să mai existe pentru femeie. Gândește-te bine, ți-o dorești. Ea îi turnă fiului ei o sticluță și el o golește. Femeia în vârstă zâm. Alina Sergeiovna vedea că argumentele ei încep să aibă putere. Când va pleca? Peste o oră, vecinul a intrat singur și a spus că va pleca în oraș în curând. În ciuda argumentelor mamei sale, Ion se îmbrăcă repede și ieși să-l ia de îndată ce ajunse în oraș, se întoarse la apartament, se schimbă, făcu un dus și cumpără un buchet mare de flori. Cu ultimele sale economii, se îndreptă spre soția sa. Cu siguranță o va ierta, acum va deveni pentru el o soție adevărată, nu doar în cuvinte. În ciuda încrederii lui Ion, undeva în interiorul lui se ascundea un vierme. El simțea literalmente că mama sa spunea adevărul. Dar ce dacă era așa? undeva adânc în interiorul lui, inima îi batea cu putere. Ce dacă Olga nu-i va mai acorda atâta atenție ca înainte? Ce dacă va rămâne fără mângâierile ei constante? Oare un copil poate schimba atât de mult relațiile? Ion se tot întreba aceste lucruri în capul lui, dar era încă convins că copilul va avea un efect magic asupra lui. Dacă va lua copilul în brațe, totul va fi bine. Alcoolismul va dispărea, stând în hol, aștepta soția sa. De îndată ce ieși, el se aruncă în genunchi. Îi făcu o propunere cu un buchet mare de flori în mână, ținând în altă mână un inel pe care îl cumpărase la amanet cu o săptămână înainte. Îți jur, pot să jur cu tot ce am, că totul se va schimba. Am luat eu decizia, toată noaptea m-am întors în pat, nu puteam să dorm, nu mâncasem de când ai plecat. Vreau foarte mult să fiu tată, să fiu prezent și îți jur că voi fi un soț ideal, spuse el. Olga se uita în ochii lui albaștri, dar nu-l credea. Cu toate acestea, frica de a-și lăsa fiica fără tată devenea tot mai mare. Ea se temea că dacă îl va refuza, fica ei nu o va ierta niciodată. Așa că Olga a decis să-i dea o șansă relației lor. Ion era atât de fericit încât nu observa nimic în jur. Fața îi strălucea, I-au dus în salon și Ion a luat-o în brațe pe micarina. Ea îl privea cu ochii ei mari și albaștri și doar deschidea și închidea buzele pufoase. Un adevărat îngeraș. El credea că copilul ei era cel mai frumos. Probabil că așa crede fiecare mamă. Când veți fi externați, vreau să vă duc acasă, a spus bărbatul cu un glas bâlând. S-a uitat la viitoarea sa soție și a văzut că ea nu credea prea mult în schimbările sale. Ion era sigur că nu va mai bea niciun pahar, că a avut destul. Acum va fi un soț exemplar. Nu va pleca niciodată de lângă soția sa și va fi fericit alături de ea și de fiica lor. De asemenea, va organiza cu siguranță o nuntă frumoasă pentru soția sa, de îndată ce va avea bani. Ar fi trebuit să fim externați astăzi, dar au fost câteva probleme minore, așa că am întârziat puțin. Acum ea este sănătoasă. Și eu mă simt bine și, în general, mă simt ca și cum nu aș fi născut," a spus Olga ridicând din umeri. De la naștere îi amintea doar un mic abdomen proeminent. Medicul a sfătuit-o că a pierdut atât de mult în greutate în timpul sarcinii, încât acum nu mai are lapte. Au încercat să-i pună bebelușul la sân, dar a fost inutil, laptele nu a venit niciodată. Acum bebelușul era pe formulă. Medicul a liniștit-o că aceste povești despre alăptarea la sân sunt doar mituri și că imunitatea se formează deloc prin laptele matern. Există o anumită doză de adevăr în acest lucru, dar copiii care au crescut pe formulă sau pe alăptare sunt aproape identici din punct de vedere al indicatorilor de imunitate. Olga și-a împărtășit gândurile cu viitorul ei soț, care a susținut-o. Când fata s-a întors în salonul ei, i-a spus vecinei ei tot ce s-a întâmplat s-au un prietenit strâns, dar vecina nu era încântată de situație. Nu înțeleg de ce l-a iertat, a spus prietena. Copilul meu trebuie să aibă un tată. Îmi amintesc cum tatăl meu a plecat când aveam trei ani. Nu-ți vine să crezi, dar îmi amintesc de vitregul meu, care a apărut în viața mea la vârsta de zece ani. A devenit un adevărat tată pentru mine, dar mă amintesc cât de singură eram când toți ceilalți aveau tați, iar eu eram singură. E greu să mă amintesc de toate astea. Și el încă trăiește undeva și nu dă doi bani pe faptul că are o fică, a spus Olga. Ai o slujbă bună, o casă proprie, un caracter puternic. Nu ai nevoie de acest tip. Dacă privești situația cu sobru, nu înțeleg. Olga, mi se pare că faci o mare greșeală. Dacă un bărbat te-a înșelat, atunci nu-i pasă de tine. El te folosește doar. Mai târziu, infidelitățile se vor repeta. Vezi tu, a spus prietena. Olga a dat din cap. Ea însă și credea că greșește, dar trebuia să-i dea o șansă și familiei lor. Dacă acum ar tăia totul, ar arunca la gunoi o parte inutilă a vieții sale, iar apoi s-ar putea să regrete că nu a încercat din nou. Olga se ura pe sine pentru această slăbiciune, era sigură aproape cu un milion la sută că nimic bun nu va ieși din această împăcare. Prietena ei doar îi confirma cuvintele. Nu înțeleg ce fac. Pe de o parte, în capul meu, ca un clopot, sună că greșesc. Și cu capul, de asemenea, înțeleg că un astfel de om nu poate fi un soț și un tată bun. Am trecut prin atâtea împreună. Nu-i pot da o șansă. A întrebat Olga. Poți, desigur, dar nu te baza prea mult pe faptul că totul va merge bine. Trebuie să înțelegi că acest om nu va deveni probabil niciodată pe cine poți conta. Infidelitatea nu se uită niciodată, a spus prietena. L-am iertat și pe fostul meu soț, credeam că putem construi o viață împreună am crezut că voi uita totul, dar de fiecare dată când ne așezam în aceeași pat, îmi aminteam că el se culca liniștit cu o altă femeie. Le pasă cu adevărat de ceea ce simțim și vor doar să se așeze confortabil, așa că nu te baza prea mult pe această putere de voință. Și alcoolicii nu se schimbă pur și simplu dintr-o dată. Cred-mă, știu asta. Prietena a tăcut, Olga a dat din cap și s-a așezat pe pat. A pus o pernă sub ea pentru a-și pune o mână pe ea. Promisiunile orbești, jurămintele, inelul de pe deget, toate acestea i-aminteau nu numai de faptul că în sfârșit i-a făcut o propunere, ci și de faptul că el a înșelat-o intenționat în șopron cu vecina, în timp ce ea însă și dormea în casă. Iar imaginea a apărut din nou în fața ochilor ei. Ziua externării a fost la fel ca toate celelalte. Niciun balon, animatori cu aric de înger, nimic de genul acesta. Și probabil, dacă Olga ar fi fost într-o altă dispoziție, ar fi invidiat mamele care sunt întâmpinate de soți cu pompă, fotografii și machiaj. Dar acum Olga era într-o dispoziție în care era mai bine să pleci pur și simplu din spital. Micuța era sănătoasă, iar Olga era într-o dispoziție normală, iar asta era tot ce își putea dori. Pe măsură ce Olga se întorcea acasă, se gândea doar la faptul că relațiile cu soțul ei erau terminate. Cu toate acestea, ele au devenit cu adevărat ideale. Soțul făcea tot ce era cerut, era un soț ideal, nu răspundea la apelurile provocatoare ale mamei sale, nu organiza petreceri cu prietenii. Dar totuși, era ceva contranatural în asta. Olga nu credea că oamenii se pot schimba atât de brusc. i îmi făcuse prea multe lucruri rele pentru ca ea să-i creadă acum, după promisiunile și propunerea sale. Într-o zi, Olga a plecat la prietena ei pentru o zi. Ea a stabilit totul cu soțul ei în avans, a luat copilul și a plecat la prietena ei. Mama prietenei ei s-a ocupat cu plăcere și de copilul ei. Ele au născut practic în același timp, doar în diferite maternități. Femeia în vârstă, care știa foarte bine că Olga nu are mamă, s-a ocupat fără probleme de bebeluși. Olga și prietena ei, epuizate, dar în același timp fericite de maternitate, stăteau în bucătărie și beau ceai puternic cu adaus de cocos. Parfumul plăcut ușor, abia perceptibil, dulcea al băuturii le-a dat băuturii un farmec deosebit. Olga simțea că se întristează pe nedrept. Ei a împărtășit prietenei sale suspiciunile sale cu privire la soțul ei. El se comportase deja perfect o săptămână. Prietena, ca și Olga, nu credea în astfel de transformări. Poate că s-a schimbat, dar este puțin probabil. Trebuie doar să fii atentă, să urmărești comportamentul lui. Nu te baza prea mult pe promisiunile lui. Astăzi este bun, înțelegător, dar mâine va lua din nou sticla. Nu te baza prea mult pe el, a spus prietena. Olga și-a amintit aceste cuvinte, ele repetau cuvânt cu cuvânt concluziile ei. Mama prietenei a spus și ea că astfel de schimbări rapide sunt imposibile. Olga nu avea mari speranțe în soțul ei, dar totuși spera ca totul să se termine bine. Poate că el a înțeles cu adevărat cât de importantă este pentru el. Familia poate că a realizat că nu poate trăi fără soție și fiică mică. Dar când Olga s-a întors acasă, mirosul oribil de mahaashmureala i-a lovit imediat nasul. Olga a oftat adânc. Femeia înțelegea perfect ce înseamnă acest miros. Ea i-a dat soțului ei o ultimă șansă, dar el nu a justificat-o. Olga a intrat în apartament și a înțeles imediat că nimic nu se schimbase. Soțul ei nu a menționat deloc căsătoria în acea săptămână. De fiecare dată când Olga încerca să vorbească despre asta, el se îndepărta de subiect, iar acum acest corp beață cea pe masă în bucătărie. Kinji, cu capul aruncat pe spate, sforăia. Lângă el, tot treaz, stătea Ruslan. Olga știa că, chiar și fiind beat, ei nu i-ar face rău. Dar acum, ținând copilul în brațe, a simțit teamă. Ruslan, parcă înțelegând gestul ei, a dat doar din numeri și s-a uitat la masă. După numărul sticlelor și mirosul înțepător, era imposibil să stai acolo. Olga a intrat în dormitor, unde se afla pătuțul. A așezat-o pe fică, a deschis fereastra pentru aerisire. Aici era mai ușor să respire. S-a așezat pe marginea patului și a început să plângă. Lacrimi curgeau și roaie. Pe stradă se însera. Punctele cenușii care sosiseră din nord învăluiau treptat cerul. În curând va începe să plouă. Primele picături vor lovi geamul, și în apartament va veni o atmosferă de toamnă. Dar Olga nu va putea să se simtă confortabil în astfel de condiții. În bucătărie erau trei bărbați beți, unul dintre ei fiind soțul ei. Ea îi dăduse deja multe șanse. A ajuns la capăt. Se va duce cu siguranță la poliție pentru a-l scoate din apartament. El, desigur, nu va pleca singur. Olga a așezat-o pe fică să doarmă și a ieșit în coridor. Ruslan încă nu dormea. Se pare că era mult mai treaz decât prietenii săi beți. Olga înțelegi, a spus Ruslan, cu voce puțin tremurândă. Nu te-a iubit niciodată. A întrebat Olga. Nu, a negat Ruslan. Olga a intrat în baie, dar nu a închis ușa după ea. Trebuia să poată vedea ușa dormitorului unde stătea fiica ei. Micul Arina nici nu bănuia ce sentimente grele trăiește acum mama ei. Știi că bărbații ca el nu prețuiesc și nu protejează nimic. Când tocmai începeați să vă întâlniți, ți-am propus să fii cu mine. Ar fi fost totul diferit pentru tine, Olga, a spus Ruslan. Având în vedere starea lui de ebrietate, discursul lui era destul de cherent. Abia acum Olga a realizat că mirosul de alcool de la el era minim se pare că el bea mult mai puțin decât ceilalți. Voi înceta să mai comunic cu ei. Dacă ai nevoie de vreo ajutor, spune-mi imediat, pentru că trebuie să plec. Am decis să-mi schimb viața. Am început să bem și am înțeles că alunec în prăpastie. Am băut o ladă de bere și apoi am făcut pe mine că beau. Mă duc la soția mea și apoi la clinică, a spus Ruslan. Ai grijă de tine, ești prea bună pentru un astfel de om, caion. Olga a dat din cap. Era fericită că cel puțin unul din această companie a decis să se trateze. A închis ușa după el, s-a întors în dormitor și a baricadat ușa dulapului din interior. Cine știe ce ar putea face cei doi bărbați beți? Singurul lucru pe care îl dorea era să stea în liniște, fără să se teamă de o reacție beată. Poate că ar fi fost mai bine să plece liniștită. Olga s-a trezit din cauza unui ușor ciocănit. Cineva bătea cu grijă în ușă, sprijinindu-se cu coapsa de dulap. Ea l-a împins în lateral. Ea a închis ușa doar cu câțiva metri. A fost suficient pentru a se proteja, dar împingerea dulapului înapoi a fost mult mai dificilă. Am căzut, a spus bărbatul, înclinându-și capul, îmi pare rău, sunt vinovat. Olga a dat din cap. Ea înțelegea că el se simțea vinovat, dar era puțin probabil să-l poată crede din nou. În capul ei era un băzit necontenit. Ea s-a uitat la ceas. A ieșit din cameră înspre bucătărie, unde totul era deja curățat. Nu voi cere iertare, e inutil. Pe săptămâna viitoare merg la doctor, m-am programat, singur nu pot să renunț, cu acești prieteni nu o să mai comunic nici eu, a spus el. Olga a dat din cap. Dacă familia lor avea vreo șansă, atunci doar prin clinică. Dacă el era capabil să renunțe, atunci doar cu ajutorul unui specialist. Bărbatul a încercat să o îmbrățișeze, dar ea s-a îndepărtat. Mirosul era îngrozitor. El nu s-a apropiat de copil, nu voia să-l sperie pe nou-născut cu barba lui aspră și cu mirosul de alcool. Au vorbit în bucătărie câteva ore. Ion nu s-a jurat, nu a cerut iertare. El a susținut că va merge la tratament, chiar a arătat că a sunat la doctor. Singurul lucru pe care l-a cerut a fost să poată merge la mama lui, pentru a lua binecuvântarea ei. Olga nu-i putea împiedica. Sincer să fiu, ei era deja indiferent. În interiorul ei, totul murise pentru acest om a rămas doar goliciune și nimic mai mult. Dacă el ar fi strâns acum lucrurile și ar fi plecat, nu ar fi simțit nimic. La urma urmei, ea îl iubea atât de mult, îi ierta totul, iar acum se simțea absolut pustită. Bărbatul a plecat după o săptămână. El se pregătea să meargă la biserică, unde a fost botezat, și să ia binecuvântarea mamei sale. Ion pleca atât de încântat, fericit, că îi venea să -i invidiezi. Olga a petrecut timp minunat în absența lui. Ea a ieșit cu bebelușul la plimbare, a mers la un control de rutină, a mers în parc cu căruciorul, savurând încet o cafea cu frișcă. În seara aceea, ea s-a întors acasă, a organizat un mic picnic. Olga a pornit serialul ei preferat, a mâncat tot felul de bunătăți. Era atât de bine și liniștit, pe suflet. Nimeni nu va veni acasă beat, nu va face scandal nimeni nu va organiza un acces de gelozie fără motiv. Ea se putea simți în siguranță, pur și simplu stând pe podea pe covor, uitându-se la un serial amuzant. Olga râdea cu voce tare, bucurându-se de atmosfera plăcută și confortabilă din casă. Fără bărbat, îi era chiar mai ușor să facă față copilului. Trecuseră doar câteva zile de la plecarea lui, dar ea încă nu și era dor de el. Dar într-o noapte, Olga a primit un apel video. Omul de la capătul celălalt al firului nu a spus nimic. El a mers pur și simplu pe potecă, a intrat în casă și apoi a deschis ușa dormitorului. Soțul ei era deasupra aceleiași vecine. Olga știa că i-a sunat mama bărbatului, dar ce fel de soț îi era el? Olga a închis telefonul pentru siguranță. Vitalina Sergeiovna i-a trimis câteva fotografii bărbatului. Se pare că nici măcar nu a înțeles că era filmat în vârful pasiunii. Cu toate acestea, pentru Olga totul a devenit clar. Ea era chiar recunoscătoare că acum totul era clar. Până la momentul în care Ion a venit acasă, Olga și-a strâns lucrurile soțului ei și le-a dat lui Kingis. Fotografiile pe care le-a trimis Vitalina Sergeiovna, Olga le-a fixat cu capsator la geantă. Așa le-a dat și lui Kingis. Kingis nu a spus nimic, s-a limitat să-și ceară scuze pentru prietenul său și apoi a dispărut. Ion a sunat de câteva ori în încercarea de a se împăca, dar Olga nu avea de gând să se împace cu el. Bună, Oleca a răsunat dintr-o dată un cunoscut și dureros glas feminin. Când Olga a luat receptorul, se aștepta să audă vocea lui Ion, dar în schimb a auzit-o pe Vitalina Sergeiovna. Femeia era clar fericită. Olga nu-i putea vedea fața, dar tonul vocii ei spunea totul. Olga, voiam să vorbesc cu tine, fata mea, sunt atât de fericită că în sfârșit l-ai dat afară. Sunt atât de fericită că ai părăsit familia noastră, mulțumesc lui Dumnezeu. Iată-ți un băț, sunt foarte fericită, m-ai bucurat pe oasele mele vechi. Oh, cum m-ai bucurat, a spus femeia în vârstă. Olga a rămas brusc gânditoare. De la momentul în care l-a dat afară pe Ion, trecuseră aproximativ o lună. Toată această perioadă, ea a fost fericită că nu exista un stempel între ei. S-au despărțit și atât. Dar de ce, dintr-o dată, Vitalina Sergeiovna a decis să sune? Voia să-și mângâie propriul orgoliu. Știi, Olga, tu erai ca un blestem pentru el, bea cu tine, fuma iarbă, alerga după femei, alerga după tine, ca și cum i-ai fi stricat sufletul, înțelegi. Există astfel de femei care, prin simpla lor prezență, le strică viața bărbaților, înțelegi, a spus Vitalina Sergeiovna. Olga înțelegea că era o prostie să asculte tot acest prosti bătrânești, de 60 de ani este greu de numit bătrânețe. Mulți oameni la această vârstă trăiesc o viață plină. Dar se pare Vitalina Sergeiovna a fost vizitată de demență mai devreme decât era cazul. Cu toate acestea, Olga nu a renunțat la telefon. Era interesată să știe unde va duce această conversație absolut stupidă. Și acum, când nu mai ești cu el, o altă viață a început pentru el, a întâlnit o femeie bună, bună, grijulie, sigur că nu o carieriscă urbană. Cum ți se pare că, cu frumusețea ta, nu vei avea probleme, poți să te căsătorești, să mergi pe stradă oriunde vrei, a spus femeia în vârstă cu un zâmbet. Ei, de fapt, vor face un copil, vezi că fetița ta nu-i mai trebuie nimănui. Olga a închis telefonul. A pus imediat numărul pe lista neagră. Nu se poate aștepta la nimic bun de la acel număr. A făcut un adânc suspin, a încercat să se concentreze pe ceea ce se întâmpla. Dracu cu ea, cu bătrânica aia. Dacă nu vrea să-și repare relația, atunci nici nu merită să încerce. Acum Ion și Olga nu mai sunt legați de nimic. Aveau un copil împreună, dar se pare că fetița era necesară doar mamei. Nimic, iubito, ne descurcăm noi singure, a spus Olga uitându-se la leagăn. Fica dormea tare. Olga a pus radio nani, a ieșit în bucătărie și a pornit televizorul în surdină. Tânăra femeie a decis să-și gătească ceva bun. Ea zâmbea, gătea și se gândea la viitorul ei. Era timpul să se întoarcă pe deplin la munca la distanță, deoarece nu avea de ales. Nimeni nu avea să o ajute financiar și cu atât mai mult nu avea să o întrețină. Iar dacă reușea să găsească o bonă, atunci putea să se întoarcă la muncă pe deplin. În aceeași zi, Olga a sunat la locul de muncă. Și acolo s-au bucurat teribil că vrea să iasă mai devreme. Acești specialiști sunt de aur. Atât de ciudat, Vitalina Sergeevna a mulțumit Olgăi că a scăpat de compania ei, dar de fapt, Olga era gata să-i mulțumească bătrânei femei pentru că i-a deschis ochii. Dacă nu ar fi venit acele apeluri video și fotografii, Olga ar fi crezut că soțul ei a decis să se ceară iertare. Cu atât mai mult cu cât bărbatul îi tot spunea că este pregătit pentru schimbări, jura că a decis să se culce cu vecină pentru ultima dată, pentru a se scufunda apoi într-o nouă viață, plină de interdicții. Olga a decis să nu-l chinuiască, dacă vrea să trăiască așa, atunci asta era dreptul lui. Ani au trecut. O mașină de taxi galbenă a oprit la parcare. Olga a sărit afară, a mulțumit șoferului, apoi s-a grăbit spre grădinița de copii. Mașina ei era în reparație. Micul copil aștepta în grădiniță. Iar când Olga s-a apropiat de clădire, a văzut deja pe fica ei la fereastră, care îi făcea cu mâna vesel și își întindea ambele brațe spre ea. Olga a simțit că aproape plânge. De fiecare dată, era încântată până la nebunie de fica ei. Olga nu s-ar fi gândit niciodată că poți iubi pe cineva atât de mult. Olga a intrat în clădire, a schimbat câteva cuvinte cu educatoarea și și-a luat fica. Fata vorbea neîncetat era clar că era fericită că mama ei a venit în sfârșit. Îmi pare rău, puiule, mama a avut astăzi o întâlnire importantă, a spus Olga când au ieșit în sfârșit din grădiniță. Tanti și unchiul stăteau la masă și ascultau raportul tău, nu? A întrebat fetița. Da, micuță, tanti și unchiul ascultau despre cum a progresat financiar compania noastră în acest an și mai ascultau ce strategie de dezvoltare le propun, a spus Olga. Ea și adora munca și, desigur, dacă fiica ei ar fi urmat exemplul ei, femeia ar fi fost fericită. Și dacă nu voi merge pe urmele tale, mă vei iubi tot așa. A întrebat Arina. Desigur, micuță, iar tu ce vrei să devii? A întrebat Olga. Vreau să coas jucării și să le vând în magazine. Vreau să fie frumoase și să le placă copiilor, a spus fetița, privind-o pe mamă în ochi. Olga înțelegea foarte bine această dorință. În magazinele de jucării din prezent era greu să găsești jucării cu adevărat frumoase, de parcă producătorii le-ar fi cusut nu pentru copii, ci pentru niște bebeluși ipotetici, obsedați de desenele animate moderne. Desigur, până când Arina va crește, ea își va mai schimba decizia de zeci de ori despre ce vrea să devină dar cel mai important lucru pe care Olga l-a învățat este că o va susține în orice situație. O, frumusețea mea! A spus bărbatul. A oprit mașina și fetița a sărit imediat la el. Pate a venit. A strigat fetița. El nu era tatăl ei biologic, dar ea nu știa asta. Bărbatul era atât de fericit când ea l-a strigat prima dată, papi. Pate a venit a spus Olga cu o voce obosită. Era atât de fericită să-l vadă, încât abia putea să-și stăpânească emoțiile, dar în același timp se simțea grozav de obosită din cauza problemelor și a muncii acumulate. El a coborât din mașină, a luat-o pe fetiță în brațe. Mihai a deschis ușa, a pus-o pe scaunul pasagerului, iar bărbatul a fixat-o pe un scaun special pentru copii. El a sărutat-o pe frunte, apoi s-a așezat la volan. Astăzi au fost atât de multe ambuteiaje. M-am gândit dimineața că ai lăsat mașina la reparat, așa că am știut că voi avea timp să vin după voi. Am vrut să te sun, dar nu am vrut să pierd timp. Am crezut că voi veni la grădiniță și de acolo te voi suna, a spus Mihai. Mișu, tu nu-ți poți imagina cât de fericită sunt să te văd, a spus Olga. Ascultă, ce-ar fi să mergem în parc? Micul copil va mânca vată de zahăr, noi cu tine vom lua cafea, ne vom plimba. Vremea este minunată, a spus bărbatul. Mâine este zi liberă, vom avea timp să ne odihnim și să ne relaxăm acolo. Apoi va fi o săptămână întreagă de ploi, în parc, în parc. A strigat fetița, bat jocorind din mâini. Mihai a privit-o pe soție, i-a dat din cap. De fapt, Olga era nebunește de fericită că vor merge undeva să mănânce. Mihai era un soț minunat, ei împărțeau împreună sarcinile casnice. Olga nu se transformase în cămila care trăgea pe sine munca, viața de familie și multe altele. Pur și simplu astăzi ei dorea din tot sufletul să se deconecteze de la tot. Când au ajuns în parc, primul lucru pe care l-au făcut a fost să se așeze într-o cafenea în aer liber să comande cina și să mănânce împreună într-o atmosferă plăcută și intimă. Fata s-a distrat foarte repede și, la câțiva minute după terminarea cinei, deja stătea pe o bancă cu o imensă vată de zahăr roz. Era atât de fericită încât nu mai observa nimic din jurul ei. Împreună cu tatăl ei, ea rupea cu degetele vata de zahăr, o punea în gură și închidea ochii de plăcere. Ce bine ar fi să mă întorc din nou copil, să mă pot bucura de lucrurile simple a spus Olga. Cine îți stă în cale să faci asta? Iar secretul fericirii este să rămâi în interior un copil care se bucură de fiacuri, a spus Mihai. Înțeleg că ai multe probleme la serviciu, dar o zi proastă nu înseamnă o viață proastă. Totul se va rezolva, fetița mea, a spus el, îmbrățișând-o pe umăr și sărutând-o pe obraz. Olga ținea în mâini un pahar înalt cu cafeaua ei preferată. Deodată, și-a amintit cum se plimba singură prin parc când Arina era foarte mică, dormind în cărucior. Olga atunci credea că a rămas singură. Dacă cineva i-ar fi spus că peste ani se va recăsători, va fi alături de un om minunat și va obține o promovare grozavă, nu i-ar fi crezut. Cu siguranță vom reuși, doar gândește-te la câte lucruri minunate ne așteaptă înainte, vârsta de tranziție, prima dragoste, alegerea facultății și a muncii fetiței noastre. Doamne, avem atât de multe momente minunate de trăit împreună. Hai să ne reînviem tradiția și să mergem la întâlnire în fiecare săptămână. A întrebat el. Aș fi foarte fericită să aud această veste. Aș vrea să petrecem mai mult timp împreună. Îmi pare rău doar că nu mă pot obișnui să o las pe Arina cu Bona, a spus Olga. Lasă-te, Xenia Olegovna o adoră, cântă cu ea, îi învață poezii, e mereu fericită când vine și știi doar câteva ore pe săptămână, nu se va întâmpla nimic rău, a spus Mihai. Olga era foarte fericită. Îi plăcea vestea că vor începe din nou să iasă la întâlnire. Când a sunat telefonul, Olga nici măcar nu s-a uitat la ecran. A pus telefonul la ureche. Mihai se distra cu fica sa, o așezase pe un genunchi și cu buzele scotea sunete ciudate, asemănătoare cu gâfâitul unui cal. Fata râdea cu poftă. Olga s-a îndepărtat de ei, strângându-și telefonul la ureche mai tare. Fața ei devenea din ce în ce mai întunecată. Mihai a înțeles imediat că ceva se întâmplase. El a continuat să se distreze cu fetița și în același timp nu și-a luat ochii de la fața soției. Simțea că Olga abia se ținea, dar nu a pus nicio întrebare. Abia târziu în seara aceea, când s-au întors acasă și după ce au făcut baie și au pus-o pe fetiță la culcare, a revenit la subiectul conversației telefonice. Soțul meu, nu soțul meu, tatăl biologic al Arinei, a murit. În mormântarea va fi poi mine. Vrea să vin, spunând că mi-a cerut înainte de moarte să vin, a spus ea. Olga s-a uitat în perete când a rostit aceste cuvinte. Bărbatul care o asculta cu atenție doar dădea din cap. Nu știa ce să-i spună. Știi, dacă te va face mai liniștită, du-te cu ochii tăi, vei vedea cum va fi îngropat corpul lui. Se spune că nu există nimic mai bun decât să vezi în mormântarea unui inamic, a spus bărbatul. Nu mi-e dușman și nu am vrut să port tot acest bagaj, pur și simplu l-am iertat. Doar dacă undeva în viața am făcut multe rău, dacă acesta este șansa mea să-mi ușurez puțin sufletul, el a implorat deja ca eu să vin și știu, a spus ea. Olga nu a putut decide până dimineața dacă să meargă sau nu, dar când a sunat sora lui Ion și a cerut-o să vină, nu a putut refuza. Sora a povestit că el a murit în chinuri și a chemat-o pe soră, pe Olga și pe fosta soție. Așa că la înmormântare vor fi toți. Olga a mai vorbit încă o dată cu soțul ei și a decis totuși să meargă. Cine știe, poate așa trebuie să fie de sus. În ziua înmormântării, Olga a plecat de vreme din casă. Din cauza îmbuteiajelor, a trebuit să se oprească pe drum. Până când a ajuns, procesiunea se îndrepta spre cimitir. Olga a observat-o destul de repede pe sora lui Ion. Femeia era destul de corpolentă, seamănă foarte mult cu propria mamă. A fost imediat clar că nu era prea supărată de moartea fratelui ei. Se pare că în ultimii ani acesta nu îi aranjase o viață dulce doar mamei sale. Vitalina Sergeevna arăta cu 10 ani mai în vârstă decât propriul ei vârstă, parcă s-ar fi uscat. În acești ani, chiar și excesul de greutate a dispărut. Toți cei care mergeau alături de sicriu nu manifestau practic nicio tristețe. Ce faci tu aici? a spus Vitalina Sergeevna cu o voce plină de furie. Haide mamă, înainte de a muri a rugat-o să vină și Olga a venit și fosta lui soție. Ar trebui să te bucuri că au venit să-i aline sufletul. Se mai vorbește rău despre el. A întrebat femeia surprinsă. Sora lui Ion era clar că nu voia să jignească femeile pe care le invitase la înmormântare. Mama nu a mai spus nimic, a stat doar lângă mormântul fiului ei și s-a uitat fără lacrimi la mormantul de pământ. Toți s-au împrăștiat destul de repede. A început o ploaie măruntă, sora lui Ion a urcat pe scaunul pasager al mașinii Olgăi. Era fericită că o va duce în oraș. Olga era fericită să ajute. În mormântarea a fost modestă, neobișnuit de liniștită, nimeni nu plângea, nu suferea, nu se întrista. Așa-i se cuvine, nu e bine să spun așa, știu, dar așa-i se cuvine, vede Dumnezeu, a spus sora. Mama, desigur, nu înțelege, el abia nu a dus-o în groapă, iar ea îl protejează mereu. Trebuie să fie greu să fii un om care nu vede nimic sub nasul lui. Olga a tăcut, îi era pur și simplu interesant cum s-a desfășurat viața fostului ei bărbat. Dolina Sergeevna susținea că tocmai din cauza Olgăi viața lui nu se descurca, dar, se pare, totul era cu totul altfel. El s-a întâlnit apoi cu o tipă, nu știu dacă era vecină, știu doar că a adus-o în casa mamei. Cu siguranță era vecină, el mi-a fost infidel de două ori cu ea, așa că din partea lui ar fi fost foarte convenabil să aducă chiar mama ei. Mama ta era sigură că acesta este un scenariu ideal, a spus Olga. Femeia a tăcut și a întors capul spre fereastră. Marile câmpuri întunecate de pământul roditor se succedau unele după altele. La orizont nu era niciun nor, cerul roșu, luminat de ultimii raze ale soarelui, părea fără margini. Până la urmă, cred că a rămas însărcinată, dar nu a putut duce copilul la termen. A băut, a făcut scandal, poate chiar a lovit-o, dar nu se putea ajunge la spital, au chemat ambulanța, dar avortul a avut loc chiar în mașină fata a plecat în aceeași zi, se pare că a decis să nu mai rămână în această familie. Este uimitor cum a putut decide să fie cu el, știind cum a procedat cu tine, a spus femeia. I-a tăcut din nou, pentru o vreme a fost vizibil că vrea să vorbească, să șușureze sufletul. Pe de altă parte, îi era foarte greu să vorbească despre propriul ei frate, care a murit atât de tragic. Știi, Vania era un băiat bun în copilărie, dar cu cât devenea mai mare, cu atât mai multă putere avea asupra lui alcoolul. Noi cu soțul nostru am încercat să-l ajutăm, l-am trimis la clinică, am găsit cei mai buni medici, dar nimic nu a ajutat. Era convins că se va descurca singur, dar nu a avut niciun rezultat. După ce te-ai despărțit, situația a devenit și mai gravă. A început să bea mult mai mult nu crezi că mama lui l-a îmbătat. Am văzut de multe ori cum îi tot turna alcool, a spus Olga. Ai dreptate, mama mea e probabil bolnavă mental și îi se dorea nebunește să rămână lângă el, nu a putut să-l lase să plece de lângă ea. I se dorea teribil să rămână lângă ea până la moartea ei, iar după aceea, chiar dacă ar fi crescut iarbă, a spus sora. În ochii ei au apărut lacrimi. Sigur că îi lipsea dragostea maternă, Totuși, Valentina Sergeevna era concentrată în întregime pe fiul ei. Mă amintesc cum mi-a sunat acum aproximativ un an și mi-a povestit cât de mult bea. Atunci am spus mamei să-l trimite la o clinică de dezalcolizare. Ea a început să plângă la telefon și să spună că atunci el o va părăsi. Cred că pentru început ar trebui să suspectez că nu doar îi toarnă, că lâmbată în mod deliberat, am încercat să vorbesc cu ea, să-i explic, să-i fac să înțeleagă asta, dar tu o cunoști, ea nu înțelege nimic, iar apoi a sunat și mi-a spus că moare. Când am ajuns, Vanei era foarte rău, el a adunat pe el o grămadă de boli din cauza alcoolului. Iată ce se întâmplă când mami nu poate să-și lase fiul de sub fustă, a spus sora. Olga a clătinat din cap, viața fostului ei bărbat s-a desfășurat într-un mod greu fetița ei nu va afla niciodată despre asta. Olja și-a promis că niciodată nu îi va spune fetiței sale despre mica Arina, deja avea un tată, să rămână tată și să rămână, cu atât mai mult cu cât el a trecut-o pe fetiță pe numele lui. Mulțumesc că m-ai dus, știi, Olja, eu cred că Dumnezeu te-a trimis lui, ești o femeie minunată, frumoasă, bună, grijulie. Se pare că cineva de sus spera că asta îl va ajuta să-și depășească boala. Dar nu s-a întâmplat un miracol, și sunt foarte fericită că viața ta s-a desfășurat așa cum trebuie. Pa Olja, mulțumesc că ai venit astăzi, sper că îi va fi luat în seama acolo sus, a spus femeia. Ea a coborât din mașină, Olga a rămas să stea în mașină, era un miros puternic de parfum, salvie albă, notele mnoase, care era prea proaspăt. Olga a pornit mașina și a pornit spre casă i-aș răsucea în cap tot ce s-a întâmplat cu fostul ei în acest timp, nimic surprinzător. Olga a povestit totul soțului ei, Mihai. El a ascultat-o, doar de dea din cap. Ea-i povestise odată despre relațiile ei anterioare. Pentru a scăpa de dependența de alcool, trebuie să fie o persoană incredibil de puternică. Am niște cunoscuți care au reușit, trebuie să ai un caracter de fier pentru a face față acestui lucru, a spus el. Iar dacă nimeni nu te susține și chiar îți toarnă peste măsură, atunci șansele de a te vindeca sunt practic zero. Știi, mă sperie tot asta, l-a iubit atât de mult încât l-a băgat în groapă. Era atât de nedornică să-l împartă cu altcineva, încât l-a dat pământului umed. Olga a spus asta stând în balansoar pe balcon. Erau mari ferestre panoramice. Îi plăcea să stea acolo seara să vorbească, să privească luminile orașului noaptea. Eu cred că în lume există o anumită karmă, mai întâi dai un lovitură, apoi viața ți dă înapoi, ca acel pendul, îți amintești, cu cât îl dai mai tare înapoi, cu atât îl primești mai tare. Cred că a primit ceea ce merita, și acasă are și el doi copii din căsătoria anterioară. Viața nu iartă niciodată bărbații care își abandonează copiii. Am văzut zeci de astfel de situații, desigur, bărbații nu le leagă apoi de copii, dar de fapt așa este, a spus el. Olga a clătinat din cap. Ea s-a împins ușor cu piciorul și a început să se legăneze încet. Fica ei dormea încă adânc, Olga simțea dragostea față de soțul ei și de fica ei. Viața ei era pur și simplu minunată, așa de ciudat, când va construia împreună viața lor, iar apoi drumurile lor s-au despărțit atât de mult încât rezultatul a fost tragic. Olga nu a regretat niciodată că nu i-a dat lui Ion o șansă în plus, chiar acum, când a aflat cum s-a desfășurat viața lui. Nu simțea nici măcar milă față de el, Mihai o susținea. Peste câteva zile, Olga s-a întors la viața normală, se bucura de familie, de momentele simple și fericite. Uneori se gândea la înmormântare și la gestul mamei fostului ei bărbat. Cel mai important lucru este că Olga a putut găsi în sine puterea de a merge mai departe. După acea despărțire, avea o familie, o fică frumoasă, iar restul se putea recupera.